Chiar dacă la toate unitățile de învățământ uniforma este obligatorie, elevii tot au nevoie măcar de un training, o pereche de blugi și încălțăminte. Pentru un training, de exemplu, un părinte va scoate din buzunar cel puțin 30 de lei, la fel și pentru o pereche de pantofi sport. Cei mai ieftini blugi costă în jur de 50 de lei. Prețurile trec însă de 100 de lei dacă vorbim de haine de firmă sau măcar de fițe. Pentru prima zi de școală, un elev are nevoie și de un ghiozdan plin cu rechizite. Copiii nu pot începe școala fără un ghiozdan plin cu rechizite. Să mergem să vedem cât îi costă pe părinți să-și trimită copiii la școală. Liceenii nu sunt atât de pretențioși când vine vorba de rechizite. Astfel, cu câteva caiete și pixuri, își pot pregăti geanta pentru fiecare zi de școală. De cele mai multe lucruri au nevoie elevii din învățământul primar. Suma pe care părinții trebuie să o scoată din buzunare pentru un ghiozdan complet echipat depășește lejer 100 de lei. Asta fără să punem la socoteală banii pe care trebuie să-i dea pentru manualele și caietele tip cerute pentru anumite discipline. Caiete, un penar echipat cu de toate, plastilină, socotitoare, un pic, un liniar, o forfecuță, un stilou, rezervele de la stilou și lipiciul. Cam așa arată un ghiozdan aproape echipat complet cu tot ce are nevoie un copil pentru a începe școala cu dreptul. Toate acestea ne costă aproximativ 130 de lei. Ca să-și trimită un singur copil la școală, un părinte trebuie să plătească pentru rechizite și îmbrăcăminte aproximativ 250 de lei. Asta dacă se orientează după haine și rechizite ieftine.